La Gloria Stelei, Marcel Răduca nu și-a adus la București cel mai tare trofeu câștigat la Borussia. Ilie Năstase a fost alături de prietenul lui. Ilie Năstase a fost la Muzeul Fotbalului, unde s-a întâlnit cu Rică Răducanu. Fetele și frumoase la Rică. Avea prea mult păr pe picioare, trebuie să radă. Năstase vrea la București și un muzeu al tenisului. Trebuie un preț, o cameră de genul mai multe. Fostă Gloria Stelei, Marcel Răducanu și-a lansat noua carte. Am avut și ocazia să joc cu oameni deosebiți, cu mari fotbaliști. Răducanu și-a prezentat trofeul primit pentru cel mai bun jucător al Borussiei din 83. Cel mai bun jucător al sezonului la Borussia. Juristul Stelei, Florin Talpan, și-a făcut apariția la eveniment. Din punctul meu de vedere, cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România. Îl așteptăm pe domnul Marcel Răducanu să vină la Steaua și cel puțin în 2 ani de zile să ajungem să ne jucăm în cuple europene. Rică Răducanu și-a amintit de tinerețe. Cam câte goluri v-a dat Marcel? Nu prea. M-a tăvălit de vreo două ori, dar n-a dat goluri. Știam și unei și băteam, adică băteam. Câte o palmă așa să intră mintele în cap.